ce oare ai plecat? Că cu tine te-am legănat, cu lacrima pe obraz. N-ai avut niciun necaz, de ce oare ai plecat? Că cu tine te-am legănat, cu lacrima pe obraz. N-ai avut niciun necaz. Peciorașul meu fecior, ești o floare de bujor. Toată viața să-mi florești și să nu te opelești. Peciorașul meu fecior, ești o floare de bujor. Toată viața să-mi florești și să nu te opelești. Să crești mare și voinic, ajutor, mile a părinților. Să crești mare și voinic, să fii ca al tău tătic, și mămică-i de ajutor, mile a părinților. Peciorașul meu fecior, ești o floare de bujor. Toată viața să-mi florești și să ziua, scumpul nostru telespectator, astăzi suntem la o emisiune frumoasă de primăvară. Dăm startul din localul, restaurantul Casa Nunții Noroc, unde pe parcursul acestei ore vom delecta scumpul nostru telespectator cu muzică frumoasă și oameni deosebiți de interesanți. Și chiar prima noastră invitată la această emisiune frumoasă este buna noastră prietenă din raionul Iedineț, Raisa Ivasiuc. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara, doamna Svetlana! Suntem foarte mulțumite că ne inviți la o emisiune de suflet, la o emisiune frumoasă, unde toți telespectatorii apreciază această emisiune frumoasă pe PasTV, și la toți telespectatorii le urez un Paște fericit și o primăvară cât mai frumoasă, la fel și dumneavoastră. Și dumneavoastră, o primăvară frumoasă să aveți alături de cei dragi.